Să trăiți dimineața, domnul Răzvan, bună dimineața, domnul Dani. Venim cu vești pentru cei care vor să-și obțină permisul de conducere. Deocamdată, începând de astăzi, s-au redeschis birourile pentru public și aflăm de la domnul comisar Florian Catană cam în cât timp se pot da examenele auto, pentru că sunt foarte mulți care așteaptă. Bună dimineața și bună bine dimineața. V-am regăsit. Venim cu vești bune. În mod cert, venim cu vești bune. De azi dimineață s-au redeschis ghișeele la capacitatea normală de lucru pe zona de înmatriculare și de preschimbare permise, urmând ca în perioada imediat următoare să fie reluată și activitatea de examinare. Mai mult ca sigur, aceasta va începe efectiv cu data de 2 iunie, pentru a lăsa suficient timp celor care vor să dea examenul să se și pregătească, având în vedere faptul că în ultimele 2 luni de zile nu au mai exersat în conducerea autovehicului. O să anunțăm în această săptămână modalitatea de reprogramare, o să o publicăm și pe site, o să facem un apel și la școlile de șoferi să ne sprijine în această activitate. Noi sperăm ca undeva în maxim 30-45 de zile să ajungem la normalitate, recuperând această perioadă în care nu s-a putut efectua examinarea. Sunt foarte mulți care au dat deja sala înainte să înceapă pandemia, au luat sala și așteaptă să fie programați. Ei vor fi primii programați la examenul, la traseu? Primii programați vor fi cei cărora le-a expirat școala în perioada 17-a-3-a până la finalul perioadei de stare de urgență, urmând ca persoanele cărora urmează să le expire școala să fie programate cu prioritate conform programărilor anterioare. Noi sperăm ca undeva în maxim 45 de zile să ajungem la normalitate. Sunt mulți Dar să și asigurăm o examinare pentru cei cărora deja le expiră școala. Sunt mulți cărora le-au expirat permisele în această perioadă. Ce se întâmplă? Mai putem circula cu permisele expirate? Trebuie precizat faptul că, în conformitate cu prevederile legale, perioada de valabilitate a documentelor, a permiselor de conducere în speță, se prelungește cu 90 de zile. Timp suficient pentru efectuarea documentelor necesare, analizelor medicale, astfel încât nu e necesar să ne înghesuim toți la ghișe. Asta se întâmplă, da? Rugămintea este să respectăm programările online, să ne facem programarea online, că este mult mai comod și se pot face mult mai lejer operațiunile și în siguranță. Există suficient timp pentru efectuarea demersurilor de preschimbare. Colegii dumneavoastră din țară ce fac? Asta se întâmplă aici în București, Ilfov. În toată țara este aceeași situație, da. Toate serviciile publice comunitare și-au reluat activitatea. Accentul la ora actuală se pune pe zona de înmatriculare pentru a reduce presiunea, astfel încât să ne putem concentra în următoarele 2-3 săptămâni pe zona de examinare. Deci sunt mai mulți cei care vor să-și înmatriculeze mașina decât cei care vor să-și obțină permisul de conducere. Cred că sunt la fel de mulți și acolo și acolo, numai că pentru a ajunge la capacitatea maximă pe zona de examinare, o parte din personalul care astăzi face înmatriculări va trece pe zona de examinare. Vă gândiți deja când se va da permisul pe traseu? Câte persoane vor fi în mașină? Maxim 3. Examinatorul, candidatul și martorul, conform prevederilor legale. La zona asta am o mare rugăminte către candidați în principal. Știm toți că la locul unde se dă examenul vin rude, vin prieteni, vin apropiați ca să-l susțină pe candidat. Rugămintea noastră mare către ei este ca în perioada asta, până se va mai duce puțin din nenorocirea asta, să vină singuri. Oricum, colegii mei le vor spune că nu au ce să caute la locul de instruire practică, de instruire înainte de începerea probei, recomandarea este să nu o facă. Adică să-și lase prietenii rudele acasă și să vină singuri pentru susținerea probei. Perfect. Vă mulțumim din suflet. Iată, mulțumesc o veste bună. De astăzi se redeschid birourile pentru public și începând, probabil că pe 2 iunie, se vor relua și examenele. Efectiv, se vor relua examenele, proba practică. Vă mulțumim și mult succes în continuare. Domnul Răzvan, domnul Dani, cam atât de aici la permise. Ce am văzut în weekend, că multora nu le-a lipsit șofatul, ci le-a lipsit claxonatul. Dacă nu s-a claxonat zilele astea prin oraș, nu știu de ce. O zi frumoasă, la revedere și toate cele bune. Mulțumim, Marian. Citesc din Dănuța Drăguța. Ce, mă? Adică cum adică te duci cu cineva să te susțină? Tu ai fost cu cineva să te susțină la examen? Nu. Dar am văzut, da, erau acolo. Adică cum adică? Păi, Răzvane, ai 18 ani, deja ai vorba aia. Știi cum te-ai e dezbrăcat în niște locuri în care nu credeai că te dezbraci la 18 ani. N-am avut unde să-i susțină la examen, la facultate, la bac, la... Adică cum adică? Adică ce bărbat, ce bărbat merge cu măsa la pe bune? S-a dus cu mămică, da. Da, oleo, să te țină și de clanson, ai grijă. Da. Da, care întotdeauna este mai în temă. Cine? E șofer profesionist. Vă rog.
șofer profesionist. Păi a, el nu știe. Mai știe legislația, că a terminat, în, a luat permisul în 68, ha, nu mai știe. De pe, în 68 erau 10 întrebări, acum sunt 26. Pe săptămână ce trece, da, aflu lucruri pe care ai mei nu le-au făcut când eram mic, ai mei nici la BAC n-au venit cu mine. Adică mama a venit, a zis că s-a plictisit și s-a dus cu o colegă la o cafea. Și am venit, am... Na. Da. Și, dar ea a venit, dar n-a stat. Era și la 2 minute de casă. Bun!